Ce vă vine prima dată în minte atunci când auziți fraza primul om în spațiu? Sunt sigur că vă gândiți la un bărbat, dar ce spuneți de o femeie? O cale a femeilor pentru a călători în spațiu. Cum ar fi stat treburile în prezent dacă prima persoană care a aselenizat ar fi spus: acesta este un pas mic pentru femei, un salt uriaș pentru omenire. S-ar fi putut foarte bine întâmpla acest lucru. La sfârșitul anilor 50, SUA a luat în calcul antrenarea femeilor pentru următoarele misiuni spațiale, iar în urma testelor medicale din acea vreme s-a demonstrat faptul că sunt la fel de apte și puternice precum bărbații pentru a duce la bun sfârșit o misiune în spațiu. Fondatorul clinicii pentru testarea medicală a astronauților, Randy Lovelace, a dezvoltat evaluările de sănătate folosite în selecția persoanelor apte pentru misiunea spațială Mercury 7. El a fost printre primii care au crezut că femeile pot fi niște astronauți destul de competenți. Pare ciudat, însă a fost o idee radicală pentru acea eră. Mișcarea politică de eliberare a femeilor era pe punctul de a începe, pentru că numai 25% din femeile din America aveau joburi și drepturi egale cu cele ale bărbaților. Femeile aveau și un avantaj practic pentru că erau mai ușoare, ceea ce necesită mai puțin combustibil pentru a le transporta în spațiu. Sunt de asemenea mai puțin vulnerabile atacurilor de cord, iar Lovelace era de părere că sunt mult mai puțin predispuse la izolarea claustrofobă în spațiu. Programul spațial pentru femei. În anul 1959, colaboratorul lui Randy Lovelace, Donald Flickinger, un general al forțelor aeriene și consilier NASA, a fondat programul spațial privat pentru femei numit Mercury 13, care le evalua în calificarea lor ca astronauți. Însă, forțele aeriene americane au refuzat proiectul chiar înainte de a începe testarea inițială a pretendentelor, fapt ce l-a determinat pe Lovelace să înceapă programul spațial pentru femei de unul singur. 19 femei s-au înrolat pentru aceste evaluări și au fost testate sub aceleași metode și standarde cu care sunt testați și bărbații pentru programul spațial Mercury. 13 dintre aceste femei au trecut testele medicale fără nicio problemă, cu o medie de absolvire a testelor mai mare decât cea a bărbaților. De acolo vine și numele de Mercury 13, pentru că 13 femei au trecut cu brio testările inițiale. Primele 4 candidate au obținut un scor la fel de mare ca cel al bărbaților. Ele erau foarte pregătite pentru acest rol, mai mult decât se anticipase până atunci. Erau conștiente de faptul că sunt candidatele ideale, însă regulile interioare NASA le-a alungat pur și simplu. Nicio oportunitate pentru femei. Rezultatele au fost comparabile cu ale altor astronauți de gen masculin. John Glenn a rezistat 3 ore într-o piscină plină cu gheață. Se credea faptul că 6 ore reprezintă termenul maxim pentru care corpul uman poate rezista în aceste condiții extreme înainte să înceapă să aibă halucinații. Totuși, Jerry Cobb a petrecut 9 ore și 40 de minute în apa unui container plin cu gheață înainte să fie oprită de personalul care supraveghea testările. Însă ulterior au fost testate și alte 2 femei pentru programul spațial. Ambele au trecut cu brio și au rezistat până la 10 ore în interiorul containerelor cu apă înghețată. Unii oficiali ai NASA au speculat că performanțele femeilor testate pot fi afectate dacă acestea ar fi în perioada de menstruație în timpul testului respectiv. Însă, alți experți din domeniul forțelor aeriene doreau să testeze capabilitățile candidaților de gen feminin pentru a pilota aeronave militare experimentale, fiindcă femeile făceau acum parte din forțele aeriene. În acea perioadă, doar bărbații erau considerați apți pentru astfel de sarcini, însă în anul 1961, tot programul ce presupunea integrarea femeilor în domeniul militar și spațial a fost anulat. Toate astea până în 1995, atunci când astronautul Elon Marie Collins a pilotat naveta spațială STS-63 în jurul unei stații spațiale. Collins a fost prima femeie care a devenit un pilot spațial, însă nu a fost prima femeie care a meritat acest prilej. Dar nu o să încheiem videoclipul aici. Trebuie să știți că erau femei în spațiu atunci când candidatele proiectului Mercury 13 erau supuse testărilor pentru astronauți, însă aceasta este o poveste puțin mai tristă. Să fii astronaut și să călătorești prin spațiu nu este ceva pentru cei slabi de înger. Doar gândiți-vă puțin, acești astronauți sunt singuri pentru o perioadă foarte lungă de timp. Gândiți-vă la toate lucrurile care pot merge rău. În cele din urmă, nu toate misiunile spațiale au un final fericit.
A avut loc un accident bizar pe care nimeni nu îl poate explica nici măcar în ziua de astăzi. Implică ultimul moment în spațiu al unui cosmonaut sovietic la începutul cursei spațiale dintre SUA și Uniunea Sovietică. Mulți oameni își amintesc de prima călătorie spațială pe orbita Pământului la fel de bine ca atunci când primul om a călcat pe Lună. Pe data de 12 aprilie 1961, Rusia a trimis cu succes primul astronaut în orbita Pământului, iar numele său era Yuri Gagarin. Acesta a zburat la bordul navetei spațiale construite în Uniunea Sovietică, Vostok. Statele Unite Americane au urmat pașii făcuți de Rusia doar că la câteva luni distanță și au trimis primul astronaut american în spațiu. Numele său era Alan Shepard. Acesta a avut o misiune suborbitală în cadrul programului spațial Mercury, care nu a ajuns niciodată în spațiul cosmic. Atunci când rușii au simțit prezența competiției, aceștia s-au pregătit să trimită un alt om în spațiu. Totuși, de această dată, astronautul urma să fie trimis mai departe, iar în cele din urmă era nevoit să bată recordul stabilit de Yuri Gagarin. Povestea este că sovieticii au încercat să lanseze naveta spațială înainte ca americanii să trimită și ei un al doilea astronaut în spațiu. Americanul John Glenn a dus la bun sfârșit această misiune pe data de 20 februarie 1920 și a devenit primul american care a ajuns pe orbita Pământului. Totuși, naveta spațială sovietică Vostok a fost lansată înainte ca John să ajungă pe orbita Pământului pe data de 16 mai 1961. Capsula spațială rusă a înconjurat Pământul de 17 ori. Misiunea femeilor în spațiu. Cu toate că Uniunea Sovietică a depășit deja America, ajungând să înconjoare planeta de 17 ori, rușii au decis să mai scrie încă o pagină a istoriei spațiale și să trimită prima femeie în spațiu. Numele ei era Valentina Tereshkova și a fost prima femeie care a zburat în spațiul cosmic la bordul navei spațiale Vostok 6 pe data de 16 iunie 1963. În timpul misiunii, totul părea să meargă perfect, dar înainte ca femeia să reintre în atmosfera Pământului, ceva a mers incredibil de rău. Tot ce s-a întâmplat în continuare este de neexplicat și nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate. Înregistrarea înfricoșătoare. Cu toate că aceste lucruri nu s-au dovedit a fi perfect adevărate, în urma unui raport, oficialii au declarat următoarele. A trecut o săptămână întreagă până când naveta spațială a reintrat în atmosfera Pământului. În acel moment, proviziile de oxigen de pe navă erau foarte scăzute, aproape epuizate. S-a înregistrat o singură conversație înainte ca Valentina să înceteze transmisiunile radio de la acea misiune. Ultimele cuvinte transmise prin radio ale femeii au fost: Listen, come here, talk to me. I'm hot. What? 45? 50? Yes. Breathing. Oxygen. I'm hot. Is this dangerous? It's all... Yes. How is this? What? Talk to me. How should I transmit? Yes. What? Our transmission begins now. 41. This way. Yes. I feel hot. It's hot. I feel hot. I can see a flame. I feel hot. 32. 41. Am I going to crash? Yes. I feel hot. I will re-enter. Și aici s-a întrerupt transmisiunea. Se pare că reintrarea în atmosferă nu a mers tocmai bine, pare că nava devenea prea fierbinte în timp ce săraca femeie ardea de vie datorită temperaturii care creștea continuu. A început de asemenea să devină emotivă spre sfârșitul transmisiunii, atunci când și-a dat seama că va muri în curând. După acea ultimă înregistrare, radioul nu a mai primit nicio recepție, nu s-a mai auzit nimic de la prima femeie astronaut, însă 3 zile mai târziu, sovieticii au anunțat că nava a aterizat înapoi pe Pământ. Naveta a suferit daune majore pe toată suprafața sa, dar în interiorul ei nu se afla nicio femeie. Ea a trăit. Valentina a declarat mai târziu că a avut dificultăți mari în controlarea capsulei și că a fost nevoită să se catapulteze. Aceasta a fost apoi purtată de vânturile puternice în regiunea Alcaicrai, unde a fost ajutată de localnici să iasă din costumul spațial, iar aceștia i-au oferit primei femei cosmonaut o cină caldă. Ea a aterizat cu bine și a suferit doar câteva julituri. În cele din urmă, oamenii însărcinați cu recuperarea ei au interceptat-o și au dus-o în siguranță la baza militară cea mai apropiată.
Datele colectate în timpul misiunii sale au continuat să fie folositoare studiilor medicale asupra oamenilor care pilotau nave spațiale. Aceste date au ajutat și la compararea efectelor pe care le au condițiile unui zbor spațial asupra bărbaților și femeilor. Chiar dacă a suferit de greață și disconfort psihic în majoritatea timpului petrecut în spațiu, Valentina a orbitat în jurul Pământului de 48 de ori și a petrecut 2 zile, 22 de ore și 50 de minute în spațiu. Valentina Tereshkova rămâne singura femeie care a zburat în spațiul cosmic de una singură și cea mai tânără persoană care a făcut acest lucru la vârsta de numai 26 de ani. Ea a deținut un record incredibil pentru că a avut mai mult timp petrecut în spațiu la un singur zbor decât toți astronauții americani până la data în care ea s-a întors pe Pământ. Cu toate astea, v-ați dori să puteți călători vreodată în spațiul cosmic nesfârșit și să vă riscați viața într-o misiune spațială? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!